Bună și bine te-am regăsit! Astăzi vom desfășura împreună activitatea cu titlul A cui este? Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Ea este Maria. Maria are un balon. Vreau să te întreb dacă cumva găsești un obiect. În cazul acesta un balon, cum întrebi al cui este? Ți s-a întâmplat vreodată să auzi această întrebare? Alu, cine este balonul? Sau ai auzit cumva răspunsul alu Maria? Balonul este alu Maria. Să știi că de fiecare dată când aud un elev vorbind așa, îl ajut să formuleze corect atât întrebarea cât și răspunsul. Vreau să lucrăm împreună câteva exemple ca să poți și tu la rândul tău să fii de ajutor altora atunci când e nevoie. Întrebarea corect formulată este: al cui este balonul? Răspunsul: balonul este al Mariei. El este Cristi. Cristi are o minge. Te rog să formulezi întrebarea potrivită răspunsului. Mingea este a lui Cristi. Ai formulat cumva această întrebare? A cui este mingea? Iată și răspunsul. Mingea este a lui Cristi. Acesta este Mihai. Mihai are un creion imens. Te rog să formulezi tu întrebarea corectă, astfel încât răspunsul să fie: creionul este al lui Mihai. E timpul să te verifici. Al cui este creionul? Creionul este al lui Mihai. Dacă ai gândit așa, este foarte bine. Ea este Irina. Irina are un câine. Hai să vedem cum vom formula atât întrebarea, cât și răspunsul. Al cui este câinele? Și răspunsul este: câinele este al Irinei. Ea este Ana. Ana poartă ochelari. Ai cui sunt ochelarii? Ochelarii sunt ai Anei. Am o provocare pentru tine. Tu trebuie să răspunzi la câteva întrebări legate de animalele care folosesc această hrană. A cui hrană este morcovul? Sau a cui hrană este cașcavalul? A cui hrană este osul? Și a cui hrană este banana? Să-ți fie mai ușor, voi formula eu primul răspuns. Morcovul este hrana iepurelui. Pentru următoarele trei, te rog să formulezi tu răspunsul. Îți doresc spor la lucru!